Armata israeliană a început această săptămână cu operațiuni puternice în zona Rafah, distrugând două complexe Hamas în sudul orașului Gaza și confiscând numeroase arme, după cum au declarat forțele de apărare ale Israelului. În cartierul Tel al-Sultan din Rafah, forțele israeliene au atacat un important complex Hamas, care servea drept teren de antrenament pentru brigada Tel al-Sultan al Hamas. Armata israeliană a continuat dezmembrarea Hamas, distrugând facilitățile brigadei Rafah a Hamas. În ultimele acțiuni, IDF a confiscat cantități mari de documente ce conțin informații sensibile. Nu au fost oferite mai multe detalii. În nordul Gazei, forțele israeliene au localizat și distrus depozitele de arme ascunse în diferite zone umanitare, universități sau case rezidențiale. Armata israeliană a lovit de asemenea clădirile folosite de Hamas și Jihadul Islamic Palestinian, care au servit anterior drept cartier general pentru UNRWA în nordul Gazei. Premierul israelian Netanyahu a revenit cu noi comentarii potrivit cărora Statele Unite ale Americii rețin livrările de arme. La reuniunea săptămânală a cabinetului la Ierusalim, Netanyahu a spus că începând cu aproximativ 4 luni în urmă, cităm, a existat o scădere dramatică a munițiilor care vin în Israel dinspre Statele Unite ale Americii. El a declarat că a apelat la aliații americani pe toate canalele posibile, oficiale și neoficiale, dar cităm, situația de bază nu s-a schimbat. Anumite articole au sosit sporadic, dar munițiile în general au rămas în urmă. Netanyahu nu a precizat ce arme au fost reținute de Statele Unite ale Americii. În mai, administrația Biden a confirmat întârzierea unui transport de bombe, temându-se că vor fi folosite în Rafah. Washington susține că toate celelalte arme sunt livrate. Autorul creștin evreu Amir Tsarfati a comentat aceste informații, spunând, cităm, după cum era de așteptat, Biden se asigură acum că nu vom câștiga și în Liban. De fapt, oficialii americani au declarat că Israelul nu va putea face față Hezbollah și pentru a evita extinderea conflictului de la nordul Israelului, folosește reținerea de arme pentru a tempera Israelul. Peste 15 ofițeri de poliție și mai mulți civili, inclusiv un preot ortodox, au fost uciși duminică de militanți înarmați în Republica Dagestan, în sudul Rusiei, a declarat guvernatorul acesteia, Sergei Melikov, într-o declarație oferită în cursul zilei de luni. Bărbații înarmați au deschis focul asupra a două biserici ortodoxe, o sinagogă și un post de poliție din două orașe, potrivit autorităților. Ministerul de Interne din Dagestan a declarat că un grup de bărbați înarmați au deschis focul asupra unei sinagogi și asupra unei biserici din orașul Derbent, situat la Marea Caspică. Atât biserica cât și sinagoga au luat foc, potrivit presei de stat. Aproape simultan au fost atacate o biserică și un post de poliție rutieră în capitala Dagestanului, Makhachkala. Nu a existat o revendicare imediată a răspunderii pentru aceste atacuri. Comitetul Național Antiterorist al Rusiei a descris atacurile din regiunea predominant musulmană cu o lungă istorie de insurgență armată drept acte teroriste. Guvernatorul regiunii a spus că 6 bandiți au fost lichidați și că atacurile ar fi putut fi pregătite din străinătate, încercând să lege Ucraina de atac fără a furniza nicio dovadă reală. În ciuda tuturor așteptărilor, inclusiv a predicției premierului Narendra Modi că Partidul Său Popular Indian va câștiga 370 de locuri, Partidul de Guvernare a pierdut 50 de locuri și majoritatea absolută în noul Parlament. Cu toate acestea, Modi și Partidul Său, care fac parte dintr-o alianță a partidelor naționaliste hinduse, vor putea continua guvernarea pentru încă 5 ani, deoarece încă dețin o majoritate fragilă. Modi, care este la putere în India de 10 ani, a implementat o politică controversată denumită Hindutva, o agendă naționalistă hindusă, care pretinde că a fi indian presupune a fi hindus și nici de cum creștin sau musulman. Organizația creștină Evangelical Fellowship of India monitorizează persecuția religioasă și susține că ultimele sale rapoarte indică o creștere a persecuției creștinilor cu peste 600 de incidente în 2023. Noile rezultate au luat prin surprindere minoritatea creștină, dar ei preconizează că, cităm, crimele motivate de ură religioasă vor continua deoarece ura s-a infiltrat prea adânc, iar societatea indiană a devenit polarizată în jurul problemelor religioase. Alpha.